Elevii și tinerii din Orășeni se vor putea bucura de un spațiu doar al lor. Petrica Ispas, instructor de karate, a beneficiat de sprijinul oamenilor gospodari din sat, dar și al primăriei și astfel a reușit să demareze lucrările la terenul de sport din curtea școlii. Se dorește ca acesta să fie dotat cu echipamente speciale pentru orice tip de sport. Terenul este dedicat copiilor care învață la această școală, dar și copiilor care vin la clubul sportiv de karate Gifu din Orășeni. Însă și tinerii din localitate care nu au unde să-și desfășoare activitățile fizice zice, vor putea veni de câte ori vor dori pe acest teren. Lucrările au început deja de luni. Am uh, început măsurătorile. Uh, Miercuri am început cu săpatul și plantatul profililor și stâlpilor. Uh, și în continuare cu mai avem astăzi determinat de terminat uh, latura din partea stânga a intrării și continuat cu acest sistem de bare care e pentru gimnastică, pentru exercițe de forță. Acest teren va avea multiple utilități, începând de la mini-fotbal, cum am enumerat, și până la fotbal cu tenis cu piciorul și orice se poate. Basket cu instalații moderne și echipament sofisticat. Mulți dintre oamenii care lucrează la amenajarea și construcția acestui teren o fac din bună voință, aceștia ne fiind plătiți. Tot ce își doresc este ca elevii să beneficieze de tot confortul și să primească o educație cât mai bună. Acesta este și cazul lui Liviu. Pentru el, iubirea față de copii și de sport l-a făcut să fie voluntar la construirea terenului. Preocuparea pentru educația copiilor și, în general, latura sportivă. Aici am făcut un proiect de gimnastică pentru toate vârstele, începând de la cei mici, de la grădiniță, până la cei mai mari care vor să, să facă sport. Construcția terenului nu are un termen limită. Cu toate acestea, toți își doresc și speră ca în maxim o lună să fie gata.